Astăzi, 26 martie, la Soroca au avut loc mai multe activități dedicate aniversării a 105 ani de la unirea Basarabiei cu România. Activitățile au început cu liturghia Unirii la parohia Sfinții Martiri Brâncoveni. Doritorii au participat și la Marșul Tricolorului și la un marș automobilistic. Ulterior, în Piața Libertății a avut loc activitatea culturală Suntem o țară și un neam. Semnificația istorică a evenimentului a fost reflectată prin mai multe discursuri, poezii și cântece. Soarta, soarta, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Sorocenii participanți la activitate au accentuat importanța evenimentului, menționând totodată că așteaptă ziua când se va înfăptui unirea. Eu cred și sper că marele eveniment din 1918 se repete. Asta este un cred al meu și trăiască România, trăiască România mare. Ne-am adunat aici ca să sărbătorim unirea. Dorim acasă în România mare. Este o sărbătoare, o plăcere și un exemplu de urmat de altă dată. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Prezenți la eveniment au fost și oaspeți din România, care de fiecare dată când vin la Soroca spun că vin ca acasă. Mă bucur tare mult că sorocenii cinstesc cu mare drag din suflet și din inimă cei 105 ani de la actul istoric care s-a întâmplat în 2018, deci unirea cu țara mamă. Văd că oamenii nutresc sentimente de solidaritate, de, dacă vreți, de dragoste față de aceste meleaguri, față de istorie și de ce nu de viitor. Într-adevăr, nu e o perioadă în care ar trebui să fim prea liniștiți, trebuie să fim destul de atenți. Eu cred că Basarabia împreună sau Republica Moldova împreună cu România are un drum comun. Cred că prima gară va fi Uniunea Europeană și pe urmă cu voia lui Dumnezeu, bineînțeles, în momentul în care ți dorești lucruri mari, să știți că se vor și realiza. Activitățile desfășurate cu prilejul celor 105 ani de la unirea Basarabiei cu România au fost organizate de Consiliul Unirii din Soroca. Sărbătorim astăzi 105 ani de la semnarea Actului Unirii. Elogiem și ne cinstim înaintașii care au avut curajul și îi îndemnăm pe toți ca astăzi să aibă curaj, să gândească, să vorbească românește și să scrie sintagma limba română cu majuscule. Ce ne-am adunat aici în Piața Libertății, înaintea marelui voievod Ștefan cel Mare, să prăznuim în avans cu zi cei 105 ani de la unirea Basarabiei cu România. Am pomenit astăzi la Sfânta Liturghie pe cei care au semnat actul unirii și au făcut acest vis al tuturor românilor să devină realitate. Pe 27 martie a sosit clipa astrală pentru Basarabia și Sfatul Țării a votat unirea cu România, cu patria mamă. Am avut foarte mulți soroceni care au dus o luptă foarte activă pentru valorile naționale. Și aș putea azi să numesc pe patriotul și intelectualul Constantin Sterii, Pan Halipa, Moș Ion Codreanu, Gheorghe Năstase. Aici sunt sorocenii care și-au purtat pașii în Soroca și care au contribuit la unirea și votarea în Sfatul Țării. Cel mai important că numai 3 persoane au fost împotrivă. În rest s-au obținut puțin și majoritatea au votat unirea. La 27 martie 2023 se împlinesc 105 ani de când Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România.